Bună ziua! Ne găsim la Groșov, la Agromat Crops. În cazul nostru ne aflăm acum în lotul de florașorelui, unde am făcut trei parcele diferite. Un martor, unde nu s-au efectuat tratamente suplimentare cu produse la IMSA, un lot unde a fost tratat cu Raizamic și Naturamin, și alt lot unde, în afară de Raizamic și Naturamin, s-a aplicat Pleniflor. În cele două loturi unde am aplicat tehnologia de IMSA, când s-au aplicat erbicide și insecticide, s-a aplicat și adjuvantul Spray Fix, un adjuvant pe bază de reșină de pin certificat ecologic. Ce am observat în platforma respectivă este, în martor unde nu am aplicat produsele de IMSA, plantele sunt mai mici, producția este mai mică. Aici avem o cultură de florașorele normal, în condițiile normale, fără aplicare de biostimulatorii. În următorul lot avem o aplicare de Raizamic 0,6 litri pe hectar plus 0,2 kg de Naturamin cu echivalentul la 1 litru de Spray Fix la 1000 de litri de apă, și în următorul lot avem și o aplicare de 0,8 litri de Pleniflor. Menționez că la grâu am venit cu un inginer angajat în firmă și am făcut niște mostre de 1 m² pe diferite zone. Am adunat spicuri, am numărat bobe, am cântărit bobe și din calcule pe care le-am făcut, producție ar fi cam 6300 de kilograme la grâul netratat cu biostimulatorii, la un 6900 de kilograme, unde am făcut tratamentul cu Raizamic, cu Naturamin și cu Spray Fix. Costul de tratament, în jur de 100 de lei per hectar. Faceți calcule, 600 de kilograme de grâu la prețurile pe care a avut anul acesta grâu, dacă rentează sau nu rentează tratamentele în plus cu produsele de IMSA. Insist în plus pentru că nu înlocuiește tratamentele de bază, adică biostimulatorii, să zicem, sunt sare și piper în cultura.